Putem începe. Cine? Principalul subiect al acestei conferințe de presă este acela de a da din partea Uniunii Social-Liberale mesajul răspicat că noi vom continua prin toate procedurile legale acțiunea de a reprezenta voința celor peste 8 milioane de români care au votat la referendumul din 29 iunie, din care aproape 7 milioane și jumătate și-au exprimat clar voința de a devine pe Traian Băsescu. Așadar, suntem în continuare implicați total în această acțiune politică și românii care au votat pentru demiterea lui Traian Băsescu trebuie să știe că noi continuăm acțiunea de a reprezenta astfel încât rezultatele finale ale referendumului să reflecte voința lor de o copleșitoare majoritate. Și exprimarea acestei voințe spune răspicat că Traian Băsescu trebuie să plece acasă. Orice tentativă de a justifica acest rezultat prin ipotetica voința celor absenți este, în opinia noastră, doar o încercare disperată de a motiva o înfrângere. Această umilitoare biruință pe care o clamează cu tupeu susținătorii președintelui suspendat este doar un mod disperat de a justifica o înfrângere cu totul umilitoare. Avem de asemenea un mesaj către partenerii noștri europeni. Se observă acum foarte liber că propaganda deșanțată, declanșată acum câteva săptămâni, privind realitățile politice românești, se bazau pe neadevăr și pe calomnierea proprii țări. Ipoteza unei lovituri de stat a fost practic ridiculizată. Decât dacă încercăm să considerăm, ofensând o întreagă națiune, că lovitura de stat a fost organizată de Parlament și susținută de majoritatea copleșitoare a României. De asemenea, toată propaganda privind fraudarea alegerilor este, la rândul ei, dezavoată de realitate. Și, în al treilea rând, asigurăm pe toți partenerii noștri europeni, pe toți partenerii noștri din întreaga lume, că Uniunea Social-Liberală dorește rezolvarea crizei politice din România și soluționarea chestiunii referendumului pe baze legale și prin respectarea atribuțiilor tuturor instituțiilor statului român. Așadar, mesajul pe care îl transmite este un mesaj în spiritul european cu respectarea principiilor fundamentale ale democrației și ale statului de drept. Iar în spiritul acestor lucruri dezavăm categoric strategia fricii, amenințării, intimidării pe care Traian Băsescu în ultima vreme le răspundește. Această strategie menită să intimideze instituțiile care sunt menite să soluționeze criza politică și să dea o soluție referendumului din 29 iulie vine, de fapt, din teamă pe care am găsesc și a susținătorilor săi
privind validarea referendumului și demiterea președintelui suspendat. Această atitudine arată limpede că Traian Băsescu nu a învățat nimic din experiența ultimelor luni, nu a învățat nimic din vlamul popular pe care l-a primit în 29 iulie și că el însuși compromite pentru viitor posibilitatea oricărei coabitări instituționale și a reintrării în normalitate. Aș vrea acum să fac o referire cu privire la modul în care Curtea Constituțională, în opinia USR, ar trebui să-și întemeieze decizia, pe care cu siguranță o lăsăm la latitudinea demnității funcției de judecător și a demnității instituției Curții Constituționale. Noi socotim că o decizie trebuie luată în corespondență cu realitățile societății românești. Curtea Constituțională trebuie să-și dea decizia cu referire la cuvorul indicat de lege, în condițiile în care acest cuvor trebuie să armonizeze datele Institutului Național de Statistică, datele pe care le deține Ministerul de Interne privind persoanele care și-au pierdut temporar dreptul de vot din cauza expirării buletinilor care nu au fost renuite. De asemenea, de acord cu deciziile instanțelor judecătorești privind pierderea capacității de vot pentru diferite categorii de persoane. Fie că e vorba de persoane care au pierdut dreptul de a vota în urma unor sentințe judecătorești derivând din aplicarea codului penal, fie că e vorba de persoane care nu au capacitatea acestui exercițiu de vârstă. Curtea Constituțională trebuie să-și dea decizia abia după ce armonizează toate aceste informații. Orice decizie care s-ar da în baza unei românii ipotetice, în baza unei românii statistice, care nu este în concordanță cu România reală, ar putea să ducă la o concluzie riscantă pentru societatea românească, în care România reală să nu se simtă reprezentată prin datele care întemeiază această decizie. Noi spunem că decizia Curții Constituționale și procedurile pe care le va urma Parlamentul pentru aplicarea acestei decizii, trebuie să ducă pe de o parte la o soluție juridică privind referendumul, dar pe de altă parte trebuie să ofere auspicii favorabile pentru încheierea crizei politice din România. Orice soluție care nu pune de acord România statistică și România reală și care se bazează pe un cuvânt excesiv, ipotetic, nu ar face decât să adâncească apoi criza politică, să ducă la o stare de ilegitimitate cronică pentru unele instituții ale statului, în primul rând pentru instituția prezidențială, și să tensioneze opinia publică. Poate că mă veți întreba de ce abia acum pun în discuție datele INSE, datele Ministerului de Interne și pe cele ale instanțelor judecătorești. Și eu vă spun că acum nu e târziu. Câtă vreme Curtea Constituțională nu și-a dat încă verdictul, evaluarea tuturor acestor date și aplicarea lor trebuie făcut. Dacă aș fi spus aceste lucruri după verdictul Curții Constituționale,
ați fi putut pe bună dreptate să reproșați că e târziu. Astăzi însă nu e târziu și apelul pe care îl facem noi către judecători, instituții constituționale, cu tot respectul pentru această instituție, este aceea de a-și fundamenta decizia pe România reală. Iar România reală este cea care este reflectată de actele oficiale ale instituțiilor care dimensionează capacitatea de vot a românilor și evaluează numărul real al românilor care votează. Eu vă mulțumesc și aștept să vă mulțumesc. Domnul senator, de ce nu a fost organizat referendumul fiind luat în considerare România reală? V-am dat răspunsul la această întrebare. Cred că să nu știu, pentru a putea fi desfășurat în condiții de legalitate, era necesar ca listele finale datele secțiilor de votare să corespundă votului exprimat de cetățenii care au venit să voteze. Deci, din perspectiva legalității referendumului, listele au oferit această posibilitate. Acum este vorba de o decizie de validare. În ce privește procedura de organizare a referendumului, quorumul era o chestiune de natură tehnică. La decizia Curții Constituționale, quorumul este un refer fundamental. De aceea, instituția care trebuie să pună de acord România reală, România statistică, în momentul în care decide, este Curtea Constituțională. Indiferent de mărimea cuvântului, indiferent de relația dintre România reală și România statistică, numărul votanților a fost de 8.300.000, din care 7.400.000 au spus da. Acestea sunt rezultatele referendumului. Însă modul în care referendumul se clasează ca referend validat sau invalidat, obligă la suprapunerea până la identificare între România statistică și România reală. De aceea v-am spus că declarația mea de astăzi este oportună, pentru că ea oferă suficient timp Curții Constituționale de a face. Dar dacă lucrurile erau clasificate dinainte, nu discutam despre 51.18. Dar am să vă dau aici un răspuns pe care eu să o votez corect din punct de vedere. Eu reprezint aici Uniunea Socială Liberală și vorbesc în numele unor partide politice care s-au angajat în uriaș de mers politic de a oferi românilor șansa de a pune punctul de vedere în legătură cu prestația președintelui Traian. Dumneavoastră îmi puneți o întrebare care ține de tehnicitatea actului de guvern. Probabil că cei de la Ministerul Interne vă vor spune dacă în perioada actualului mandat guvernamental au avut sau în timpul dacă au avut această preocupare și dacă dispun de datele pe care se poate oferi. Am să vă spun, da. Am înțeles întrebarea. Există câțiva colegi de-ai noștri care au asumat rezultatele referendumului. Știți probabil că primele declarații pe care le-am făcut au fost legate de faptul că populația României s-a mobilizat în mare măsură pentru acest vot. Dacă socotim că persoanele care nu au venit în mâncă într-un vot, au fost și ele implicate politică în acțiunea referendumului, putem socoti că persoanele care au participat, fie că au venit și au votat, fie că au refuzat prin boicot, constituie un număr foarte mare dintre cetățenii României. Pentru că nu putem socoti că persoanele care au boicotat se numără printre absenți. Absenții sunt cei care, în mod tradițional, nu votează. Și aceștia sunt circa o treime dintre români care nu au votat niciodată la drept. După 1990. Și este, în opinia mea, imoral să pui asupra celor care nu au votat niciodată marca unei anumite opțiuni. Există și persoane care nu au venit în România, au hotărât de cum să voteze.
Iar persoanele care au fost implicate, fie în sensul ca o venire, fie în sensul ca urmat, în ordine politică, sunt de aproape 60%, ceea ce, în opinia mea, în România reală, ne duc la un proiect impresionant, care nu a fost atins niciodată după 1989. În același timp, nu putem să nu asumăm faptul că există județi cu o largă reprezentativitate pentru România Socială Liberală, de la care ne așteptam mai mult. Și acestul lui Cristian al Poliției este un gest de onoare pe care noi îl respectăm. Cu siguranță că domnul al Poliției rămâne în continuare între lideri Partidul Național Liberal, un cumva resurse în care Partidul Național Liberal își leva speranțe. A fost însă un exemplu de onoare pe care îl dăm. E drept că Moldova a avut o contribuție importantă, în același timp să o potesc eu, că Moldova avea resurse mai mari pentru a contribui cu votanți la acest lucru. Așa că tenisii, a spus că e totul despre care v-a ajutat sau mai mult. Eu nu vreau acum, nici am toate datele pentru a face acest lucru, deci nu vreau să fac un lucru rechizitoriu. Cu atât mai mult, cu cât nu vreau să se lase sentimentul că acești lideri politici au demisionat pentru că s-o plătesc că referendumul este o frângere pentru Bruxelles, nu este. Gestul lor este doar un gest în lăuntul PNL. Nu este un gest al USR care în acest fel își asumă un eșec, pentru că, pentru USR, susținerea pe care a avut-o de mersul sunt politic este cu mult mai mare decât numărul voturilor obținute și este un element încurajator pentru șansele noastre în alegerile parlamentare. A fost doar un gest în lăuntru Partidul Național Liberal, pe care noi l-am acceptat ca atare, dar pe care urmează să-l baidă în structurile noastre interne. Înțeleg că există și colegi de-ai noștri, cum este președintele Consiliului Județean Botoșani. La Botoșani, scoate, au fost bune pe ansamblu, dar dânsul dorește să facă evaluare de fiecare organizație și eu cred că este un demers salutat care trebuie făcut și de către PNL. Deci, o analiză trebuie făcută și, de asemenea, cred eu, după validarea referendumului, atât Guvernul cât Uniunea Social Liberal trebuie să prezinte și un proiect politic pe termen scurt până la alegerile parlamentare, care să includă și relația instituțională cu celelalte structuri fundamentale. Eu nu, da, înțeleg întrebarea dumneavoastră. Eu nu doresc să extind declarațiile mele și la prestația unora din președintele Guvernului. Respect poziția lui Victor Ponta în calitate de prim-ministru și sunt convins că el va răspunde tuturor acestor întrebări, făcând la rândul său evaluare în locul cabinet. Toate marile personalități
mergând chiar până la Patriarhul României, și a exercitat dreptul de vot, iar președintele nu a făcut. Că nu a făcut din motive anecdotice, supărat pe cineva care a votat într-un anumit fel, sau că nu a făcut-o din frică, socotind că dacă el se va duce la vot, unii dintre susținătorii săi propune la îndoială pe sinceritatea votului, asta este o chestiune de natură personală, care însă nu dezvinovățește pentru această incapacitate de a oferi un model de conduită României. Niciodată, mai mult decât în perioada campaniei de referendum, Traian Băsescu n-a încălcat spiritul în care trebuie să exprime președintele unei țări. Dacă n-ar fi fost suficiente motive, prin absurd, dacă n-ar fi fost suficiente motive pentru demiterea sa, această campanie de referendum le-a oferit, din păcate, dacă era o ședință la nivelul liderilor USR, eu nu eram aici. Nu e, în acest moment nu e. Nu cum o să fie așa ceva, cu atât mai mult cu cât, până cel puțin acum câteva minute, unii dintre liderii USR erau în discuție cu mine, trebuie să stabili deputatul la aceste conferințe. Deci n-avea această calitate a ubicuități. Nu mergem în de asemenea, aș vrea să te dau la un pariu. Vreau să observați deosebirea de mesaj. Mesajul USR, deși totul a fost cumpleșitor în favoarea opțiunii noastre, nu este un mesaj triunfalist. Este un mesaj responsabil. Noi dorim o soluție care să nu vicieze instituțiile statului, să nu poată să le compromită, să nu le intimideze, să nu le șantajeze, ci din potrivă să le credibilizeze. Dacă referendumul va fi validat în discuție, sau... În legătură cu asta am două răspunsuri. Unul care ține de decizia în sine și altul care ține de momentul în care ne aflăm. Momentul în care ne aflăm astăzi ne spune că discuția privind o eventuală decizie a lui Crina Mătrescu este prematură. Pentru că o astfel de decizie nu poate fi luată sau supusă propriei conștiințe, decât după soluționarea finală acestei crize politice. Mă refer exclusiv la referendum, pentru că e posibil ca ecourile de crizei politice să mai dăime și după soluționarea chestiunii. Deci, în acest moment, orice răspuns, orice comentariu este prelat. În legătură cu chestiunea de fond, ea este de natură strict personală. Ea a fost de natură personală în momentul în care domnul Antonescu a făcut această declarație. Ea nu a fost rezultatul unei consultări în PNR și a unei decizii statutare în PNR. A fost o decizie personală, marcată de curaj și de sentimentul onoare, menită să ridice miza acestei declarații. Așa cum a fost o decizie personală în acel moment, cred eu că trebuie să rămână o decizie personală și la asta. Noi, colegii săi din PNR, nu vom influența niciun fel în această decizie. Dar noi sperăm, firește, ca ea să nu mai fie de actualitate după soluționarea referendumului. Ați spus, domnul senator, că decizia Curții, dar și procedurile pe care le va aplica Parlamentul, ar trebui să ducă la încheierea crizei politice. Parlamentul poate să facă mai mult decât să ia act de decizia Curții Constituționale privind validarea referendumului? În acest moment, e greu să răspund la această întrebare, dintr-un motiv precis. Nu știm cum va arăta decizia Curții Constituționale. Știm atât. Că cele două instituții fundamentale ale democrației, Curtea Constituțională și Parlamentul, trebuie să dea o soluție finală în chestiunii referendumului. Să
Însă cât anume e responsabilitatea acestei soluții va fi asumată de Curtea Constituțională și când va trebui completată de Parlament, rămâne să află. De aceea nu vă pot da acum răspuns la această întrebare. Deci ar avea Parlamentul pârghii, ar putea avea Parlamentul și alte pârghii, dar Curtea decide așa. Pot doar să vă spun atât. Câtă vreme nu am avut o discuție cu procurorul parlamentar pe acest lucru. Până în timp de față, nici eu, nici colegii mei din conducerea procurorului parlamentare USR, nu am pus în discuție negarea unei decizii a Curții Constituționale, răstălmăcirea ei și schimbarea ei parlamentului. Așadar, nu am luat în discuție ca Parlamentul să reia chestiunea validării dacă la nivelul Curții Constituționale se dă o soluție. Înțeleg că asta era vreo. Pentru că există așa schimbarea, Parlamentul decide calea de urmat, ne-a pus pe toți în dificultate, înțelegând ce înseamnă exact acest lucru. Lasă loc de interpretări, într-un sens sau altul. Referendumul trebuie să dea câteva răspunsuri. 1. Dacă referendumul este valid sau nu? 2. În situația în care este valid, președintele este trimis. În situația în care nu este valid, care sunt procedurile prin care președintele suspendat se reîntoarce la Palatul Constituției. Dintre acestea, o parte sunt în responsabilitate integrală a Constituției. Altele vor fi decisiile. Tehnic, ce trebuie să facă Curtea Constituțională? Ce ar de la Ministerul de Intern să aștepte... Tehnic, Curtea Constituțională, în clipa în care își dă... În clipa în care dă soluția, trebuie să dea această soluție având care trebuie cu vor. Curtea Constituțională trebuie să se încredințeze pe ea și să încredințeze poporul român că în momentul în care a stabilit vorul, a luat în calcul toate informațiile care se dublă la stabilirea unui vorul real. E drept că avem câteva date inițiale a Ministerului Intern. Avem însă după aceea date suplimentare care necesită o reevaluare. Deci ar trebui să vină aceste date către Curtea Constituțională. Curtea Constituțională, cum spuneam, trebuie să aibă ca refer un vor care să reflecte România reală. Dacă ne va ruga Curtea Constituțională să o sprijinim, o face. Dacă nu ne va ruga, nu o vom face. În ultima vreme, orice opțiune manifestată de cineva de la USR este imediat catalogată de intimidare, creșteptare, de aceea vreau să poate referma în această privință. Recomandarea pe care o fac este doar menită să aibă o consecință benefică pentru români, în sensul că să fie o decizie convingătoare. Nu doar o decizie legală. Aș vrea ca această criză politică să ne învețe să punem alături legalitatea, legitimitatea și norma. Domnul senator, dacă USR va pune la dispoziție Curții Constituționale sau doar Curtea Bară? Noi vom pune la dispoziție Curții Constituționale orice informație și vom oferi Curții Constituționale orice susținere legală pe care vă facem. Mă refer, firește, nu la partide, ci mă refer la instituțiile statului în care un sedet de reprezentanță se este. Din ceea ce v-am spus eu acum, dumneavoastră puteți trage concluzia că eu, în linii mari, am acoperit mai toată tematica inclusă în documentele pe care USR sau grupurile noastre parlamentare le pot analiza procesul. Deci ele sunt incluse în tematica pe care v-am prezentat. Atât în cea privind diversitatea statistică versus dimensiunea reală, atât în ceea ce privește
calitatea constituțională a instigării românilor cu mandatul a fost, pentru că este vorba de instigare, nu e vorba de recomandare. Atât în ceea ce privește condițiile generale de calitate. Și tot ce v-am spus eu acoperă tematica documentației. Transmiterea acestui document se va face în concordanță cu modul în care Curtea Constituțională își va stabili propriile proceduri. Adică documentații vor fi înaintate în timp oportun ca să nu fie devăzute din tine. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnul Tudor, interesul pe care l-ați prezentat. Îmi manifest speranța că nu v-am dezamăgit prin jumătăți de măsură și de răspunsuri date.